Inspectoratul Școlar al Județului Selaș desfășoară în această săptămână inspecții în școlile din județ. Controlul vizează asigurarea calității în educație prin aplicarea și respectarea legislației în vigoare în unitățile de învățământ în anul școlar 2015-2016. Potrivit informațiilor postate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, este evaluată calitatea managementului unității de învățământ. De asemenea, este monitorizat modul în care unitățile de învățământ au organizat activitatea instructiv-educativă și au creat condițiile unui climat de siguranță fizică elevilor în spațiile școlare pe toată durata programului. Inspectorii școlari vor verifica existența documentelor școlare completate la zi și se verifică dacă există în unitatea de învățământ un plan de măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare la examenele naționale. Toate concluziile inspecției vor fi prezentate Consiliului de Administrație sau Consiliului Profesoral al Unității de Învățământ, iar în funcție de situație se va solicita întocmirea unui plan de măsuri ameliorative.